Cum credeți că va fi anul ăsta care a început? Mai sper bun? Mai bun, mai prosper. Cred că mai bun. Ce vreți să vă aduc anul ăsta? Nu știu, reușite. Pe plan profesional. Așa. Unul la mână să luăm bacul, da, doi la mână cu facultatea. Exact. Admiterea. Da, deci suntem și oameni competenți care vor să-și reunifice oferta. Foarte științific. Două roți. Vă mulțumim foarte mult. Pentru toată lumea. Patru sunt mai bune decât două. Sănătate. Suficil de roți la motorocos. Ok, sănătate, sănătate, numai bine. Să avem tot ce ne trebuie, să trăim bine. Vă mulțumim foarte mult. Asta, altceva, sănătate și fericire la toată lumea. Vă mulțumim foarte mult. Cum a dat tata de sus? El știe. Sperăm să fie bine. Da, și eu. Toți sperăm să fie bine pe anul 2023, da. Dar nu știm da. Precis ceea ce să fie. Să fie. Ce să fie? Sănătate, în primul rând. Ne așteptăm pentru sănătate. Dacă avem sănătate, le trecem pe toate. Dacă nu-i sănătate, nu facem nimic. Am înțeles, vă mulțumim mult. Să termini faza asta cu prețurile și să revină totul cât de cât la normal. După mine, aș fi bine. Ce vă doriți de la el? Ce vreți să vă aducă? Să fie mai bine. Sper că nu va fi bine. Din ce punct de vedere? Sperați că nu va fi bine? Nu știu. Va fi bine. Ce eu ziceți? Sigur că va fi bine, dumneavoastră. Bine, să dea Dumnezeu. Va fi foarte bun. Depinde de atitudinea care o are fiecare. Domnule, dorim multe. Sănătate din partea mea. Așa? Justiție mai bună. O justiție mai bună. Justiție mai bună. O justiție mai bună, primăria și Consiliul Local să-și facă treaba, să lucreze în beneficiul cetățenilor. Sperăm că va fi mult mai bun, un an plin de prosperitate și de sănătate și de voie bună. Mulțumim, sănătate, o zi bună. Cred că va fi din ce în ce mai greu, Pentru că vremurile sunt de așa natură, toate se scumpesc în sensul ăsta și automat că și traiul va fi din ce în ce mai greu. Optimism? Nu prea o văd, sincer. Părerea mea personală, nu. Noi dorim să fie mult mai bine ca anul trecut și să ne simțim bine fiecare care vine în orașul nostru. Va fi plin de speranțe, adică multe realizări. Nu pari foarte optimistă. Nu, nu sunt. De ce? Nu știu. Okay. Pur și simplu. Ok. Îți dorim să ai un an bun totuși. Mulțumim, asemenea. Și mulțumim pentru amabilitate. Sincer, să fiu, văd ca fiind un an foarte productiv, mai ales pentru orașul acesta, multe proiecte. Sper ca lucrurile să fie din ce în ce mai bune și da. Ce vrei să-ți aduc în plan personal? În plan personal, mai multă liniște sufletească. Nu mai fie gripă, COVID și să putem să ne facem cursurile normal, mai ales noi fiind la 12-a. Așa. Și în rest, nu știu. Ce vrei să se întâmple spre finalul anului pentru dumneavoastră? Pentru mine, admitere la VAC. Ok. La fel, admiterea. Și totul bine. Sperăm să ieșim cu bine din VAC. Să le luăm, dacă se poate. Ce-și dorește? Cum credeți ce-și dorește Ana pentru anul 2023? În primul rând să fii sănătoasă. Și după aia, liniște. Să avem parcuri frumoase, curățenie în parc, în oraș. Și la grădiniță și asta probabil își dorește. Să fii fericită. Prima dată iau bacul. Așa? Apoi permisul să mă duc după ce iau bacul la Costinești. Ok. Decizii înțelepte ale autorităților, oamenii să fie optimiști, să-și dorească și ei mai mult și se va face. Foarte bun, prosper și cu noroc. Pentru toată lumea sperăm. Ce vă așteptați de la el? Să fie un an bun în carieră pentru mine. Dacă va fi sănătate, va fi totul bine. Vă mulțumesc foarte mult. Scurt și la obiect. Vă mulțumim, sănătate!